Și fumatul tot interzis în parcuri publice. Ia pe așa, băieții. Așa, băieții. Hai, vrei să iei rămas bun? Bine, vă dau un interviu. N-ai ce să spui. Eu am ce spun. Eu fumez. Și sfidezi legea și drepturile oamenilor. Noi avem dreptul la un mediu sănătos. Tu ne încalci dreptul ăsta. E un drept fundamental. Pentru asta există pedeapsă contravențională, amendă. Bine. Da, ești gata să plătești amendă, îmblă și cânti ca să strângi de țigări, dar ai cu ce plăti amendă, da? El și fumează, că n-are drept. Păi asta zic, că e interzis să fumeze. Bine, chemați poliția sau ce? Chemăm poliția, cred că să ne ducem cu înregistrarea video. Te-ai și prezentat, te-ai recunoaște după ochelari. Dumneavoastră sunteți foarte rău. Știu. Nu sunteți. Dar n-aș fi bun dacă n-aș fi rău. Nu, dumneavoastră sunteți cu politica, știți? Și nu e rău nici cu politica, nu? Dar cum dumneavoastră vă spune? Cum vă cheamă? Eu zic că e de-al unui întoi. Aruncă țigara, domnule, nu fuma! Vă las să răspund la întrebare. Cum vă numiți, domnule? Gheorghe Nuntoi, cum zic. Fișorul lui Oază Nuntoi? Da. Da? Ce? Păi da, dar faci pe tata de râs, măi, tata deputat și tu ai venit beat în parc, chiși sub copac. Dacă nu te faci tu de râs, te fac alții, da? Dar tu nu filmezi în altă parte. Nu filmez în altă parte, eu filmez spre el acum. Filmez omul, am voi, da. Și să-l ține toți. Da, am voi, am voi, da. Opa. Sar telefonul, se iei dosar penal. Ei, eu n-am nimic cu face cu băiesul ăștia, adică... Liniștire. Da, văd că ei au cu tine. Am. În Constituție scrie, se cheamă libertate de exprimare, da. Dar dumneavoastră cum vă scrie exprimați? Curajos, curajos și responsabil, da. Aș vrea shadow-ul ăla cu dumneavoastră, sau nu? Nu, n-aș vrea pentru că tu fumezi, ia uite, și acum ești cu țigara. Ce ești și beat? Nu, eu dau țigara în coace. Aruncă-o și stai jos. Dând-o jos. A, chiar jos-o aruncat-o. Deci tu vezi câte încălcări ai făcut până acum. Te-ai pișat în parc, ai fumat în parc, ai venit beat în parc. Și ai aruncat țigara. 4 contravenții până acum. Dacă se cumulează, apoi rup cui. Pe ce? Mă bazez pe codul contravențional de Republica Moldova. Nu, eu îmi dau seama, da. Ascultați de vorbă, bună ziua. Ia ascultați. Ia că tot mă filmez, da? Da. Dar pe ce ocazie voi ați filmat tot ce se întâmplă aici? Pentru că e un drept fundamental, privăzut de Constituție. Da, spațiu public, nu suntem acasă. Spațiu public? Da. Spațiu public? Nu suntem acasă. Omul are drept să cânte aici, pentru ce se cheamă... Pe mine nu m-a deranjat că cântă. M-a deranjat că se pișe, m-a deranjat că fumează, m-a deranjat că arunc țigara pe jos. Trei încălcări. Am o întrebare la singur. Pentru asta, da. Am o întrebare la singur. Da. Ați văzut că omul s-a pișat, da? Da. Pe mine, pentru ce m-ați filmat? Ce scot? Nu trebuie să mă scoate. Nu te scot. Din contră, eu am ușa să vedeți că eu beau un sacan de vin. Și asta e ilegal, n-ai dreptul, în spațiu public n-ai dreptul. Bine, hai bea, hai bea un pahar de vin. Hai, bea un pahar de vin. Să scoate de vin. Ia țigara după tine. N-am de gând. Ia țigara după tine. Arată cultura. Oază Nuntoi. Nu e Oază. Gheorghe Nuntoi, eu spus parcă. Și ce ai dispus pentru societate? Eu am dispus că tu n-ai niciun drept să mă filmezi. Da, să-l dai în judecată. Poftim? Video să fii pe Curaj TV. Unde mă pișat? Ai video? Tipul are, el o să publice. Da, Curaj TV. Și mă dai în judecată. Și mă dai în judecată. Hai, bine. Bine, ne vedem în instanță. Ceau. Tu ești prost. Bine, rămâi tu deștept. Sau și un da, le-a amestecat. Așa, dacă de o brigadă cu tine, uși să uite urât așa. Tu poți să faci așa ceva cu mine. A? Cum? Ce-am făcut? Că am filmat? Eu asta fac de 20 de ani. Păi, bine. Filmez. Și asta e lucrul tău, așa? Lasă-mă pe ce, am și studii în domeniu, sunt regizor de film. Natalisa tot, o să-ți bună ziua, da? Nu știu care nătăliță o știi tu, eu știu vreo câteva nătăliță și mi-au zis și bună ziua unele, da? Băi, eu îmi cer scuze. Altele mi-au zis și bună dimineață. Uite, e beau. Crezi că e jena așa la?
Păi, eu dacă eram în locul tău, de mult plecam, nu mă făceam de rușine, dacă mai ales iese... Na, când bei, taman te prinzi la curaj, taman atunci ai chef de vorbă. Eu nu știu cum e, dar am văzut multe dintr-o parte. Eu pot să vorbesc cu tine, te rog. Vorbim, dar până acum n-am vorbit. Nu, vorbim... Într-o parte, așa, în doi. Într-o parte, da. Dar cu camera. Da, ei, desigur. Hai, noi doi cu camera. M-a scoate pălăria. Pleacă în față la microfonul liber, așa. Dar și te deranjează mata pălăria. Bați în cur că grăiește, bați în cur că-i cu pălărie. Pălărie e minunat. Zi. Vrei să-l lași că e greu. Hop, atent. Hop, îi scalci pe iarbă. Hai că vin și eu, la soare. Eu am vrut să vă întreb. Ce bani vă pătiți regimul pe Hutniuc să vă comportați așa? Bună întrebare. Vrei și răspuns? Nu, bună întrebare. Vreau și un răspuns, da, sigur. O grămadă. O grămadă? Da, o scârtă și o căchiță. Eu și bicicleta am. Știi de câți ani am bicicleta și... Băi, nu mă interesează bicicleta. Apia. Așa de bogată. Cât v-a plătit domnul Vlad Pohotniuc, că... Nu, pe mine mă interesează. Nata Moraru, o știți, o știți foarte bine. Eu știu două Nate Moraru, care o știi? Nu. Cât v-a plătit? Câți bani v-a plătit? O grămadă. O grămadă? Da, da. Cu traista i-a dus. Băi, eu nici n-am ce spune, eu plec. Du-te, pa! Invidiază-mă! Grămada bani i-au dat la Hutniuc. Ca să te îmbăt, să te aduc în parc și te fac de râs. Așa ceva. Ce este Gyuneș? Gyuneș este o trupă de jazz din Turkmenistan. Oh, fain, m-ai făcut curios, o să-i caut, dacă nu o să uit. Dar bine că s-a înregistrat video și o să aud. Nu, chiar îmi place jazz-ul și dacă e din Turkmenistan s-ar putea să fie chiar fain. Lasă, băi. Tu chiar nu te comporți bine, știi? Nu te comporți. Amu, când vorbeam sincer că îmi place jazz-ul și o scaut trupa Gyuneș din Turkmenistan, taman amu, i-a părut lui că nu mă comport bine. Ai plecat, or nu? Îl atrage ceva magnetic încoace. Da, și eu m-am îmbătat de acum, mă doare de capul de la... Nu simțiți mirosul. El poate e obosit, doamnă, nu e beat. Poate e trudit. Poftim? Undeva te înveți și vii și cânti aici la oameni, da? Le umpli capul la oameni. Unii beau chiar aici. Mai strânge alți bani pentru o băutură. Hai, du-te că... Hai, du-te. Eu zic mai bine să te duci. Hai, decât tu îmi zici, eu să mă duc, da? Da. Da? Îți recomand, da, cred că e mai bine pentru tine. Tu crezi că tu mă imporți? Da, dar cum zice lumea, nu cazi peste mine, hai să mă sugruni. Cris! Din nou l-a prins Pokémon. Hai, domnule, ne-ai îmbătat de acum și pe noi, hai, ia ca drumul. Tu ești prost. Asta e un fel de dasvidanie, da? Lasă-l să fie el deștept. Dar în care limba vorbești? În rusă vorbești, când da? Și cum, da. Depinde de om. De circumstanță. Scrie, da, scrie, nu e Andrei. Da, care, mă? Are un tutor. Vezi că e tăiet cum se taie narcomanii, vezi? Își fac, nu știu, nărezări pe ei. Nu poți spune, nu poți spune că narcomanii tău îți fac așa. Nu tu. Lumea întreabă dacă ești beat ori de drogat. Poftim? Eu sunt beat. Am înțeles. Răzat. Asta e tradițional. A, adică, tu ce muzicien din România știi? Ai învățat că beai ceva, dar nu știu dacă e vin sau suc ce aveai, ceai aveai acolo. Nu. Ia filmează, mamușul, eu spun că am servit vin. Bine. Și om are drept aici să cânte, să facă, să veseleagă. Cânte, da. Eu nu i-am reproșat de cântat. I-am reproșat altceva. Da? Da? Dar dacă vine... Ei, bătrâna, ai de altă părere. Ea e de pe timpuri sovietice. Eu cred că de cântat în parc are voie. Dar să pișă, să fumeze și să bea alcool, nu.
Interzis. Ia că ascultați. Să aruncă țigara omul, pe jos. Omul nu-i cu mine. S-a așezat alături, dar... Dar v-ați solidarizat acum, solidaritate de om a dezmuit. Am văzut, da. Am pentru dânsul acum. Bine, s-ar putea să vă cheme poliția, marturi unul altul. Bine. A, atunci, da, am unul, da? Bine. Băi, bă, noi, toți banii am spus. Da. Te rog. Ce? Chestiile iese până la un timp. Bine. Ce să spun? De acord, trebuie să termin într-o zi. Într-o o să apară holograme, chestii, da. Până una alta filmăm bidimensional sau cum spune. Dar tu știi a cânta ca mine. Nu știu. Asta recunosc. Dar unde vrei să ridici tu? În copac? Можно? Copacul să te jos. Băi, da să văd. La, șo, mâine o ridicăm. În copac, dă-vă. Nu vrei să pleci și gata. L-ai păcălit pe ăla, el a plecat, dar tu ai rămas. Ei, frate, n-ai niciun drept să mă filmez. Vă rog frumos. De asta nu te lași tu dus. N-aveți niciun drept să mă filmez. Vă rog. Bine, mă filmez pe mine. În loc public scoate. Filmează-mă pe mine. Îți dau tot dreptul. Filmez Sandu. Și țigara care o lucrat-o jos. Am filmat-o odată, ajungi. E ca și cu badea Grigori, sau Matăiești, nu Grigori, ești. Dumitru Grigori. Grigoriu. Da. Am stat odată la răcoare împreună. Da. Cine cu nătoi? 2007, câți ani era? Cu badea. Dumitru Grigoriu, de la Nidichiș, ori din Grigori. Nu, la Ministerul de Externe. Externe, da. În 2007, ne filma ProTV. Mai era un băiet grămadă, nu l-am mai văzut de atunci. Grămadă nu știu unde-i plecat, băi, tânăr. Mătică, dacă ați revină tipul ăla, o să trebuie să mă pregătesc de apă. Da, cu 20 de chile ale lui, n-ai văzut și sfrijită. Și poate să-mi fac. Din neștiut.